Salutare, first player! Acum când toți marii producători de jocuri se chinuie să mai scoată un hit din piatră seacă sau să mai facă un remake, iată că se găsește un loc și pentru un clasic să revină. Și dacă Pac-Man a stricat filmul deja prost Pixels cu Adam Sandler, el face o figură ceva mai frumoasă în jocul Pac-Man 256. Băieții de la Hipster Whale au realizat acest titlu venind după mega-hitul Crossy Road. Evident, și Bandai Namco a avut un cuvânt de spus aici, ne lăsând din mână hățurile francizei care i-a hrănit atât de mult timp. Pac-Man este acum prins într-un labirint glitchy, urmărit nu doar de spectrul unei relații eșuate cu Miss Pac-Man, ci de glitch-uri continue. Vreme ce fuge de acestea, el dă inevitabil peste fantome, dar aici apar și noi mecanici de joc. Aflați că am testat titlul pe un iPad și am putut să-l jucăm atât în portrait cât și în landscape. Acesta e practic un endless runner în care primim și power-ups pe care trebuie să le deblocăm pe măsură ce jucăm. Au rămas în acțiune cele power pellets pe care le înghițim ca pe niște hapuri pentru a putea apoi devora fantomele din cale. Pe lângă acestea, ne vom mai putea întâlni și cu o bombă, lasere și tornade, toate puteri pe care le vom declanșa dacă luăm power-up-ul potrivit. Din păcate, aceste power-up-uri costă credite la fiecare sesiune de gameplay și fără ele, gameplay-ul ar fi mai greu, chiar imposibil, mai ales după ce am rulat vreo 5 minute. Veți putea obține bonusuri și multiplayere, să vă strecurați pe portițe care vă duc în colțul opus al labirintului sau pur și simplu să evitați drumurile umblate de fantome și mai ales de cea roz. Pentru cunoscători, avem partea de celebrul glitch din nivelul 256, care a provocat tone de nervi în sălile arcade. E interesant că glitch-ul nu vine dintr-un mod coordonat după noi, ci poate apărea uneori și în față sau lateral, ca de nicăieri. Toate efectele vizuale arată excelent, cu o grafică undeva între trippy, neon, disco și interfața lui iOS 7. Laserul arată probabil cel mai bine ca power-up, iar fantomele au rămas ca pe vremuri, doar că puțin mai 3D. Rețineți că puteți juca titlul fără power-up-uri, ele fiind total opționale, deci nu aveți nicio obligație în acest joc gratuit. Odată ce vă întâlniți inevitabil cu o fantomă, vă veți dizolva într-o mare de pixeli și va trebui să îndepliniți și diferite obiective precum număr de fantome sau pellets mâncate pentru a debloca noi puteri. Deseori, jocul devine adeptul stresant, pentru că nu mai e de ajuns să fugim de glitch și trebuie să fugim și de fantomele care vin spre noi și trebuie să ne întoarcem pe propriile urme uneori. Avem parte și de un revive care costă tot credite, iar puterile noastre, precum laserul, pot fi upgradate, astfel încât să dureze mai mult. O să vă vând și un mic pont. Dacă mâncați 256 de bule consecutive, veți declanșa un combo care distruge totul pe o rază destul de mare. Trebuie să fiți și cu ochii pe multiplayere, precum cireșe, mere, căpșuni sau fructe verzi, care aduc chiar multiplicatoare 6x. Și pentru că nu jucăm de capul nostru, trebuie să fim cu ochii pe fantome mereu, cele roșii urmărindu-ne, dar lent, în vreme ce fantoma roz vă așteaptă liniștită până îi tăiați calea și apoi se ține de voi Sky cu viteză. Fantoma gri doarme mai mereu, iar cea portocalie merge doar spre partea inferioară a ecranului. Cea albastră paturlează doar într-o mică zonă a hărții, iar cea mov și verde se mișcă în grupuri și doar orizontal. Jocul e mult mai complex și mai distractiv decât pare, e foarte imprevizibil și are acel appeal vizual demn de un clasic înviat în 2015. Sunetele de fundal sunt tipice pentru joc arcade și parcă lipsește totuși o muzică 8-bit în stilul celei din Retry, hituri produs de Rovio cu multe luni în urmă. Îi acordăm acestui joc nota de 8,5 din 10 și vă recomandăm să-l încercați măcar o dată.